Ok, suntem din nou pe minunata, mirobolanta și frumușica noastră serie de Sky Island cu frunze plutitoare. Nu am uitat încă la comentarii și dacă vă întrebați unde este Hodogeana s-a dus să mineze. Pentru că ea este o mare doamnă care vrea să mineze. Dar noi astăzi o să terminăm țarcurile. De fapt, am terminat țarcurile. Facem bariera asta de aici. Ca să nu avem riscul să cădem. Să căcă... Cred că aici au fost niște scheleți. Da, probabil au fost niște scheleți aici. Bun. Da. Deja s-a regenerat o altă insulă. Ce cu clădirea aia uriașă? Este un pic. Sunt vaci! Vaci! Yes, vaci! Avem vaci! Yes! Hai să mai mulțim găinile. Băi, găinușelor, băi, hai să vă mulțim. Mulțiți-vă! Și de unde a mai venit și acest micuț iepuraș? Iepuraș foarte drăguț, dacă mă întreb pe mine. Și deja a crescut unul din grâurile noastre. Și acum noi o să mergem la doamnele acestea să le înmulțim. Yeah, mulțiți-vă! Bun. Dacă tot a venit deja noua insulă, o să mergem pe ea, pentru că de ce nu? Ok. O să folosim lemn de jungle. Și acolo văd că sunt copaci de spruce. Este bine. Ei. O să dureze un pic. Așa că până se întâmplă asta, eu dacă nu uit, o să pun din nou pe fast forward. Ok, în sfârșit am ajuns și noi pe insulă. Ia să vedem ce animale avem. Ok.
Avem văcuțe, da, asta am văzut. Oh, avem fermă de morcovi. Yes. Ah, nu se poate, nu se poate, bă, avem vulpi. Dar ce cu clădirea asta uriașă? Unde se duce în sufragerie? Ok, ia să vedem dacă putem să... Bă, câte capete de morți! Și ce-i cu gigantica... Giganticul laser? Și văd că este și o vrăjitoare aici. Ouleu, trebuie să ne ascundem în acest iglu. Ma... nice. Au, bă, 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 bă! Bă, mă sufoc! Ce mama mea? Bă, ăsta a construit iglu. Pull and find the lever. Nu știu la ce m-am așteptat. Boom. Hei! Asta e un pic. Ce se vede aici? Un chest! Ei, am găsit lever-ul. Pe bune? Ok. Timpul să vedem momentul adevărului. Care va fi în episodul următor. Așa că abonați-vă la canal ca să vedem ce este în subsolul ăla. Dar acum o să culeg acești foarte delicioși cartofi. Bă, ce mănâncă vulpițele? Dacă știți și voi Minecraft, să-mi ziceți și mie ce mănâncă vulpițele. O să vă mulțumesc, că n-am altceva ce să fac. Bun. Păi ce m-a speriat vaca asta, credeam că e un monstru. Ok, o să facem cobblestone wall. Probabil că mai trebuie. Ok. Ar trebui să tai acest copac. Pentru că am stă în cale. Și nu vreau să am de-a face, de a da foc copacului. Dar stai că nici nu am cu ce să-i dau foc, că n-am flint în stil. Ok. Durează. Din păcate, durează. De fapt, probabil că faza aia cu fast forward nu o să pot să o fac pentru că, da, pentru că nu o să mai am destul spațiu ca să instalez atâtea moduri. Se duce vulpița, fuge vulpița. Păi vulpiță, 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 vulpiță. Mă, ce drăguță e vulpița, mă. Vine să o mănânc. Îmi vine să o mănânc vulpița. Un steak.
Ok. Ok, o să dureze puțin până o să terminăm și noi aici zidul de protecție. Și dacă vă întrebați, da, nu poți să sari peste. Și nici nu poți să cazi prin. Bun. Bun. Bun, 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 bun. Astăzi facem bările de protecție și ajungem pe noua insulă. Nimica nou. Wow! Și ei. Bun. Acum va trebui să ne ducem din nou la laminat, la minerit. Bun. Ce m-am speriat. Cred că putem să ne ducem din nou afară. R.
Bun. S-a făcut tot asta. Din păcate nu mai avem loc. Ia stați un pic, ce e asta? My journey. Cred că a căzut din cer, sau nu mi-aduc eu aminte că l-am găsit. O să îl citim în episodul viitor. Momentan se duce la gunoi. Ia vedem cât am filmat. 16 minute! Ok, ne culcăm și încheiem episodul. Ok, mi-a plăcut acest episod, am făcut foarte multe chestii inutile, așa că o să ne vedem data viitoare. Pa, pa, pa!